Doamnelor și domnilor, vă sfătuim să vă scoateți hainele cele bune, căci în această seară jucăm în Liga Băieților Mari. Nu că până acum ne-am fi lăsat noi mai prejos, mai ales că avem și noi titanul nostru, pe Mărețul Mihai Bobonete! Mărețul! Bună seara, bună seara și bine ați venit la Pe Bune! O ediție extraordinară în care o să mă fac mic, mic, mic de tot până aici, sub pupitru, să nu mă mai vedeți, pentru că am aici granzii comediei de odinioară, și anume Toni Grecu și Mugur Mihăescu. Ei sunt invitații noștri și dacă nu râdem în emisiunea asta, atunci n-am mai râs deloc în niciuna dintre ediții. Vă garantez, rămâneți cu noi, desfaceți o bere, stați liniștiți acolo în fotoliu. Începe Pe Bune! Toni joacă alături de Cosmina Tanticu, așa cum Cosmina Tanticu a jucat alături de Toni toată viața. E șeful meu, e capitanul meu de echipă. Știm. Adică el e capitanul și eu sunt echipa. Yes. Și aici Mugur Mihăescu joacă alături de Constantin Diță. Da, asta sunt echipele. Acum vreau să vă spun, joc acum, dar eu aștept un transfer în străinătate. Aia, dar trebuie să faci și ultimele meciuri să fie... Gata, titanule, gata, nu mai... Mărețule. E în felul următor, voi aveți în spatele vostru 44 de susținători. Știu. Toni știu. Și Cosmin. 41. 41. Da, 41. Fix 41. Gata, vă faceți cu bani în seara. În același timp, acasă, în momentul ăsta, joacă oameni cu noi pe bune.protv.ro. Pot să joace în același timp, să dea răspunsul la întrebări și pot câștiga premii afișate acolo pe site. Asta este. 12 domenii. Hai să le vedem acolo pe televizor. Sunt 12 domenii, să vedeți ce jucați astăzi. Dulcegării, Leopardon, Vânzătorle, Securitate, Pe Timpuri, Domo Arigato, Sus Jos, Ești Turc, Antiseducție, Dependență, Neoș și un domeniu care e surpriză. Aleg eu. Mugur și Costi, voi aveți 44 de susținători. Regula emisiunii e că voi începeți. Noi începem, da, pe timpuri. Categoric. Bă, de ce? Pe Neoș. De ce Neoș? Nu, e pe cel timp. Mai bine. E cel mai pe bine. Timpuri? Pe timpuri, frate. Pe timpuri. Bine? Aici... Bine? Pe timpuri. Jucăm pe timpuri. E nostalgic. Nu mai lăsa. E nostalgic. Hai, frate, lasă pe nostalgie. Atenție. Incașii, vechii locuitori ai Perului de astăzi, măsurau timpul în funcție de A. Cât de repede fierbea un cartof. B. Momentul în care se trezea din somn bursucul de buturugă, Ferozofus echinoctialis. Petre, stai nu citi. Da, Petre, stai puțin că mi-a dat greu. Echinoctialis. Cât de repede ajungea la baza piramidei Tucume un cap tăiat în vârful acesteia? Da. Încă și... Aveau ceva măsură de timp, nene. Măsurau timp în funcție de cât de repede fierbea un cartof. Da. Bursucul de buturugă mă inspiră întotdeauna. Cum, unde e asta? Pe vremea mea, tata îmi zicea, dacă te trezești înaintea bursucului de buturugă... Nu cred că-ți fie treaba. Dar unde, mă? Ba da, tata. La Cârcea, unde? De unde? Tata mea a fost din Caș. Cum, mă? De unde, mă? Din ce zonă din Craiova acolo? Că și eu sunt tot de acolo. Din Sadova, mă, nu din Craiova, da. Păi Sadova n-au trăit în Caș, că eu așa am învățat. Da, știu, păi și noi aveam pile roșii în Cioroiu. Făcui, în voi da, sunteți din Imperiul Maia amândoi, da, nu? Da. Oltenii toți erau maiași, că zici, maia și tu, maia și tu. Da. Exact. Da. Așa că... Deci tu zici că B-ul ăsta are nu, ceva nu, adevărat, na, nu? Nu, cred. Cred că e cu cartofii. Deci, cât de repede timp... fierbea un cartof? Adică... Și cum? Cum făceai treaba asta? Păi cam așa era și deci timpul. Deci cartoful la fier? La noi era cât timp să fierbea făsuiu, știi? Așa. Bă, că te striga păi mama la masă. Păi mă striga mama la masă. Hai că fier fasolea. Tu nu treci în casă. Deci e clar că stăteam peste 2 ore. Hai încoacă, fiar să făsuiu. Fiar să făsuiu. Păi și când vorbeai de timp, vorbeai la modul... Da, au trecut doi cartofi. Și bineînțeles că... La 6 cartofi ne vedem la Unirii. La 6 cartofi și unul mai tare. Da. Ca să înseamnă și un sfert. La fără două felii. Știi? La fără două felii, da. Și mai asta cât de repede ajungea la baza piramidei Tucume un cap tăiat în vârful acestea. Era unul care era cu cronometru acolo, care zicea, dă-i boss! N-aveau cronometru. E fain că aveau cronometru, da, asta e mișto, mișto, da. E așa zi? Măsurau timpul cu cronometru. Eu vibrez între bursuc și cartof. Adică am... Nu vrei asta, cap tăiat. Are și o ciorbă frumoasă, ciorbă de bursuc cu cartofi prăjiți. Eu zic să luăm ceu. Ce, să luăm ceu? Ceu, da. Ca în filme, tată. Să mergem direct așa pe cap. Da, direct pe... Pe cap tăiat.
Îți dai seama că de fiecare dată ea când vreau să afle cât e ceasul sau cât durează un anumit eveniment, trebuia să taie capul unuia? Dacă era un chelios ca mine, îți dai seama ce repede se ducea? Da, da, da. Dar dacă era un pletos, mergea pleam-pleam, mai rămânea agățat într-o scară. Se mai prindea un fir de păr. Deci, adevărat, nu e foarte exactă treaba. Chelia e relativă. Ei sunt aproape să greșească, după părerea mea. Da. Sunt pe punctul de a greși. Păi cartoful, când s-a inventat cartoful? De unde a venit? Aveau în casă și cartofi sau nu? Cum s-a inventat? Nu s-a inventat. Cine l-a descoperit? A ajuns în perioada aia. Gândiți-vă un pic. Cartoful e descoperit de ăștia. Bursucul doar în România se găsește. Vă las, eu, da, 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 bursucul de buturugă. A, gata? A? Ai luat cartoful? Cartoful, se hai, poate, cartoful. Pe timpul, răspunsul corect este. Aveam senzația că vrei să mă induci în eroare. Incașii erau cunoscuți pentru ritualurile lor sângeroase, pe care le desfășurau de obicei în vârful piramidelor pentru ca ofranda să ajungă mai ușor la zeul soarelui, Inti. Sacrificiile erau la ei cum e crema de gălbenele la noi. Avem un nou împărat. Sacrificiu. Cine se însoară? Sacrificiu. S-a născut un copil? Să ne bucurăm cu... Ați ghicit, un sacrificiu. Doar la măsurarea timpului nu vărsau sânge. Pentru asta puneau un cartof la fiert, iar când era gata, trecuse un minut peruan, pe care îl celebrau cu un sacrificiu. Ai zis bine. Era un minut peruan. Asta l-am ales. Un minut peruan. Da. Un minut oltenesc în făsuila, ăsta era în cartof. Zi, ce luăm? Ce luăm? Dulcegării? Dulcegării. Hai. Mi se pare cel mai potrivit pentru protejat. Voi doi. Ne-am protejat destul. Da. Dulcegării. Atenție. În caz de urgență, cu ce poți înlocui un ou într-o rețetă de prăjituri? A, știu A, exact. Cu sânge uman. B, da. Cu 300 de furnici sau ce? Cu aspirină efervescentă. Păi, ai văzut, știi din prima. Fii atent, Toni, eu știu. Nu ai, eu știu. Nu ai și aracet? Eu știu, nu. Ara, ba da, dar într-o emisiune viitoare. Cu sânge, eu știu exact, sânge uman, direct. Sânge, normal. Păi, câte gospodine... Mi-am dat viața pentru prăjitura asta. Cum femeie ți-ai dat viața? Ai bătut acolo un pic. Tu da? Știi când am avut ou? Gospodina iese din bucătărie la mod. N-aveam ou! Da. N-aveam ou! Hai să oprim sângerarea acum! Sună la salvare, da. Am văzut asta. Deci, băi, și cu furnicile aveam o problemă. De ce? Da. Pentru că, deși e o emisiune unde logica nu are loc, loc, da, așa, totuși n-ai la îndemână furnici tot timpul anului. Cum să furnicile nu? Sunt... Sezoniere. Iarna, aia. Nu. Dar mie, știi ce-mi place? Numărul exact de 300. Dacă ai 400, ăsta a fost un ou de gâscă. I am Sparta! Da, mergând da, mergând pe logica ta, eu dacă aș fi un bucătar de prăjituri și știu că am probleme cu ouăle, mi-aș crește niște furnici în casă. Să da. Am tot timpul. Cum ai busuioc, cum ai rozmarin, să ai și un sertăraș cu niște furnici. Da, un ghiveș de furnici. Un acvariu cu pești, să ai și un acvariu cu furnici. Furnici, da. Serios, asta cu 300 de furnici acum... Și dacă ai, n-ai 300, e groasă, n-are groasă. Rost, are dar rost, n-are fiate, rost. Să nu uităm de sângele uman. Eu, ca aspirina efervescentă, acolo te duci. N-o pui în prăjituri, n-o pui în bicarbonat. Ce face ouă într-o mâncare? Ce face ouă într-o mâncare? În afară că îi dă o gust. Leagă. A, bravo ție. Păi cum, bravo mie. Nu știu dacă aspirina leagă, dar am impresia că... Aspirina dezleagă. Dimineața. Da. Te duci, vrei să faci o omletă. Da. Da. Și n-ai ouă. Ai luat trei, ai pus două aspirine, știi cum? Le spargi bine. Nu, mă, nu. Trebuie să o pui într-o rețetă de prăjituri. Da, asta e bine. Da. Așa. Ați luat ceul. Dai seama, a vrut să ne inducă avion. În eroare, Costi. Dar voi știați că răspunsul Jmecher corect e aspirină. Ca de obicei. Am fost și aspirină. Să vedem răspunsul corect. Hai. Pe furnică. Chiar dacă pare bizar, ouăle și sângele prezintă compoziții proteice similare, în special albumina, care este responsabilă de coagulare. Pe baza acestor asemănări se poate utiliza un raport de substituție de 65 de mililitri de sânge pentru un ou sau 43 de mililitri de sânge dacă rețeta ne spune să folosim doar albușul. Aluatul clătitelor poate fi pregătit cu sânge. Înghețata este și ea pe listă, iar un beneficiu suplimentar al utilizării sângelui în prăjituri este capacitatea acestuia de a preveni anemia. Dar ce mă, suntem vampiri, mă? Ce e asta, da, mă? Da. Băi, Bobo! Toni, nu te pune nimeni, mă. Băi, nu te pune nimeni. Bă, dar m-am enervat. Hai că i-am băi, și ce, de când ai venit la emisiunea asta, că eu am urmărit. Da. Toate întrebările sunt tâmpite, nu se poate așa păi, ceva. Păi, Toni, ce să faci? Băi, dar... Păi, ce ai pic, Toni? Niciun pic de logic. Hai că m-am enervat. Dar nu te nu, să calmează se ia, puțin. Se ia. În schimb, eu am văzut emisiunea cu tine și am încercat să le fac și mai tâmpite că te-am văzut că cele ce mai știi, cele mai pe toate. Na, ai văzut că nu știi asta? Ai, expresia dă-te în sânge vine de la eclere. Dă-te în sânge de la eclere. Ca să înțelegi. Ce jucă, Mugur și Costi? Mergem pe Neauș? Ce, mă, Neauș? Ce ai Neauș acolo jos. Frate, am ales ce ai vrut tu. Antiseducție.
Antiseducție. Uite-te la noi. Suntem clar antiseducție. Pe bun. Mă, dar vreau să vă știu ce acolo. Nu iau ăștia, nu iau ăștia, că au și față de antiseducție. Mă, Gurus, promit că îți las antiseducția. Neauș. Neauș. Hai, Neauș. Merge pe echipă, pe echipă, pe valoare. E ne pe populisme de astea. În zona Olteniei. Se spune că dacă te mănâncă în fund, A, trebuie să te freci cu varză fermentată ca să iasă mâncărimea din tine. Varză fermentată? B, știuletele porumbului o să crească mai gros decât anul trecut. Sau C, în timpul acesta neamurile tale întrețin relații intime. Băi, primul rând este o întrebare proastă. Da. De ce? Pentru că în zona Olteniei nu se spune niciodată așa. În zona Olteniei se spune că dacă te mănâncă în... Bravo! Da. Pum. Așa este. Pentru că la noi fundul este fundul pe care pui mămăliga. Bun. Ce zicea deci, bătrână? Bătu, tica, ce zicea? Bă, tată, dacă te mănâncă în... înseamnă că... Înseamnă că te ia mama dracu. Da. Înseamnă că ai mâncat picant. Da. Ce mâncași, nenorocitule, de te mănâncă acolo? Ce mâncași tu? Mi-e place asta. Ce legătură o fi între știuletele porumbului și mâncatul în păi fund? Păi cred că ăsta e ceva... Cred că o să râzi? Bobonete, tu aici mergi cu niște aluzii destul de groase. Nu, nu adică, cum adică, mă? O să râzi. Dar ce crezi că înseamnă bobonete în Oltenia, în anumite zone? Nu știu. Exact știuletele de porumb. Asta înseamnă? Vorbesc serios. Deci tu în zona Moldovei ai un deci, un sac de boboneți. Un sac de boboneți. Nu, hai să le luăm așa. Cu neamurile cu relații intime. La Olten nu se vorbește despre relații intime. Da, ai dreptate. Relația intimă este cât ești suficient de apropiat cu vecinul ca să nu-l furi. Da, da. Și asta e o relație intimă. Asta e relație intimă. Asta înseamnă să ai o căsnicie. E bine. Deci asta zici că au nu sunt chestii sexuale. Eu cred că știuletele, că deci e... să schimbă vântul cu crește curca, nu știu, eu așa crește merg pe... Să schimbă vântul crește curca. Crește curca. Da, nu știu, eu așa-i văd pentru că au semne, au semne așa, știi, au un vocabular de ăsta neverbal, vocabular signalistic, cum era pe vremuri. De la Maiași, de la Maiași. De la Maiași, de la cartof. Deci eu merg pe cartof, dacă tot a fost cartof fasole, aș merge pe porumb aici. Păi și varza? Varză, da, asta ești cu varză. Varză, nu. Varză fermentată, dacă ai probleme. Să-ți iese mâncărimea din tine? Da. Păi dacă ea nu suportă varză acră. De ce nu suportă? Da, dacă ești mahmur a doua zi, merge un pahar de zeamă de varză. Păi și cel barfă din ar putea să mai fie ceva legat de hemoroiz, să știi. Și asta, da. Deci... Atunci exclui știuletele. Și da, dar, cred... dar bagi varza. Nu, ia asta cu știuletele. Da? Știi de ce cred asta? Ca un bandaj. Sunt, da. Sunt, trage rău. Da. Zici că asta cu neamurile nu poate. Nu cred eu că e de la neamuri. Eu cu porumbul. Dar n-ai imaginea asta cu el care zice, ouăleu, nebuni ăștia. Știi? Mergi pe câmp, așa, la un moment dat și mănânc. Se spune că dacă te mănânc. Bă, la 8 dimineața. O lasă pe nevastă să acasă, e la câmp. Și la un moment dat îl vezi că face așa. Bă, eu trebuie să plec acasă. Băi, da. Deci e ceva neregulă la mine acasă. Neamurile. Neamurile. Nu spune neamurile. Bă, neamurile. Și soția nu ți-e rudă. Haideți. Poate greșim, dar luăm porumb. Nu contează. Auziți? Încercăm. Să vă zic ceva. Încercarea moartă n-are. Noi suntem un neam destul de numeros. Și acum am explică. Pe mine m-am mâncat destul de des în fund. Știi? Și e ceu. Hai să vedem care răspunsul corect. Așa e legat tu treaba. Superstițiile sunt cele mai amuzante lucruri. Vrei și tu să aprinzi un chibrit? Faci pe tine. Îți scapă umbrela și se deschide? Ghinion, mare ghinion. Dar ce te faci dacă te bucuri de o dușcă de zaibăr în Oltenia și dintr-o dată te apucă mâncărimea în dos? Faci tot ce poți să faci, dar nu intra în casă. Și mai ales, nu suna acasă pe mama sau pe tata, că tu zici că ei nu mai, dar... Vezi? Voi maiașii de la Sadova, la maiașii de la Sadova nu se purta, la noi, la incașii de Cioroiu, era vorba. La voi era vorba asta? Da. Da? Da, cum să? Da, cum? Da, și eu, bine, mai în zona asta, Vâlcea, dar tot... Toni și Cosmin. Toni, care a fost rolul care m-a consacrat pe mine? Suleiman. Ești turc? Nu, sunt grec. Suleiman. Ești turc, hai. Ia să vedem. Ești turc. Sultanul Suleiman Magnificul, cel care avea să asedieze Viena în 1529, avea un titlu oficial pe măsură. Ia. A. Regele regilor, posesor al gâturilor oamenilor, umbra calma a tot puternicului. Sau B.
sânul etern al iubirii, stăpânul tuturor sălbăticiunilor, sulița profetului, sau ce? Fulgerul violaceu al credinței, lordul cerilor, neînvinsul nepot al lui Dumnezeu. Mamă, l-am auzit pe Becali acum, jur. Da. Șeful arulmenț. Șeful arulmenț. Acum fii atent, chiar războinicul luminii, ia să vedem. E destul de complicat. De ce? Uite, vezi că dacă făceam un studiu pe personaj... Toate variantele... Pot fi. Pot fi sau nu pot fi? Regele regilor, posesor al gâturilor oameni. Că ăsta lua gâtul la oameni. De și unde umbra calmă, umbra calmă a tot puternicului. Da, da, sânul etern al iubirii, stăpânul tuturor sălbăticiunilor și sulița profetului. Ia să întrebăm oamenii ăștia, mă. Ce părere aveți voi, băi? Băi, da, uite, colegi. Băi, Toni, întoarce-te, mă, că l-ai dat greu. Ei, a fost așa, ca... Mergem pe noroc. Păi să pe discutăm noroc. Noi cum pe noroc, chiar așa nu suntem în stare. Aolea. Așa. Hai mă, voi ați luat o paia cu oltenii? Filosofie. Asta cu turcii e normal că e mult mai grea. La măcar hai, nu să, ne ferim. Hai să le judecăm. Aia cu hai gât, să le, stăpânul aia gâtului. Da, mie asta mi se pare cel mai posesor al gâturilor. Da. E posesorul gâturilor. Adică s-ar putea că, știi cum e vorba cu, gât, îți iau gâtul și s-ar putea să fie. Acum fulgerul violaceu al credinței. Bă, dar deci... nu știu să citesc. Lordul cedrilor, neînvinsul nepot al lui Dumnezeu, că Dumnezeu are mulți nepoți. Păi... Dumnezeu are frați și cum ar complicat. Veni... Eu îl văd cel mai aproape așa. Regele regilor, posesorul gâturilor și umbra calmă. Și eu aș merge tot pe A. A? Nu? Ca să... A? Ziceți că e ok A? Da, da? Păi uite, zic ca tine. Camera deputaților aflată în spatele meu... Dacă mergeți pe mâna lor, luați au să vedem dacă au avut dreptate. Până la urmă pierdeți pe mâna lor, ei sunt da, banii lor. Banii lor. Da, păi zic că e aia cu cedri. Cedri, cu nu cedri. Cred. Uh-huh. Răspunsul corect la Ești Turc este... Fără discuție, Suleiman I-ul, Magnificul, își merită titulatura. A domnit mai mult decât oricare alt sultan, 46 de ani. Iar în timpul regimului său, Imperiul a cunoscut o prosperitate și o forță nemai întâlnite. Iată de ce, miniștrii săi nu mai pridideau în a-i găsi titulaturi, care mai de care mai pompoase. Iată lista aproape completă. Regele regilor acestui pământ, secundul lui Allah, posesorul gâturilor tuturor oamenilor, umbra calmă a totputernicului, protector al Mecăi, Medinei și Ierusalimului. Și după aia a venit Hagi. Bun! 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 A mea! A mea! A mea! Bravo! Bravo. Bine, băieții! S-a venit regele regilor. Hagi. Hagi Gol. No. Antiseducție. Da, da, da. Antiseducție. O aveam pregătit. O să, uite, râd. Antiseducție. Nu cred, mă, nu cred. Și un răspuns e adevărat. Păi da, mă, că scotocesc în corturi, îți dai seama. E grea. Păi, e grea, Toni. Păi ce dai seama că vine indianul, tratează vacacul de clofenac? Da. Ai, mă. Ce dacă tratează vacacul de clofenac? Leopardul e gelos pe da. Europence sau ce? Dacă mănâncă picant, bravo. Ce gust are? Mănâncă carne. Și exact. N-are gustul de curie. Exact. Așa au venit europenii care mănâncă mai mult cartofi. Exact, e știi? În altă zonă. Lifturile sunt supravegheate de poliție cu ajutorul senzorilor pentru detectarea mirosului de urină. Dar n-ar fi mai bun o cameră, mă, eu, ceva? Eu cred totuși eu. Că ăștia de la toaletă. E ori cu transpirația, ori cu urina. Păi nu vezi asta un școlar cu tubul ăla așa cum... Da, nu, mă, urși polar din Oltenia. Ce-ar prefera? Pasta de lis. Toată ziua. Antiseducție jucăm. Antiseducție. Ca să poată gestiona mai bine întâlnirile de afaceri, Dolly Parton obișnuia A. Să le ofere bărbaților 60 de secunde pentru a se uita la sânii ei. B. Să se îmbrace în salopete largi, care să-i ascundă formele. Sau ce? Să stea cu spatele la potențialii clienți. Nu știu. Dolly Parton. Da, 60 de secunde, îți dai seama, ne considera chiar șmecheri. Băi, două secunde, o știți? Nu. Două secunde sau nu, 60 nu, de secunde? Am o... Dolly Parton aia de cânta... Da, o știu. Jolene. Asta e. Da, da, vezi, n-am... Băi, era. Stai 60 de secunde era. Până când eu o să vin. Da, da. Știu că era. Știu. Și de aici a plecat și filmul Gone in 60 Seconds. Jolie, deci ideea că a intrat la negocieri. Dolly Parton este tipica de americană dintre aia blondă, da. Expansivă, fundul mare. Da, și fundul mare, da. XXL. Mă gândesc la asta, da. Că deci să stea cu spatele la potențialii clienți. Da. Ca să poată gestiona mai bine. Păi da. Deci așa, i-a intrat pe ușă, bam, a intrat pe ușă. Grigor, ia uite aici.
60 de secunde. Nu, 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 nu. Rămâi aici. Ba, bun, hai să vorbim despre afaceri. Da, da, da. Știi? Pe dar partea... Dar nenorocit, doamnă. Dar putea să intre și cu ceu, Costi. Cu bună ceu? Ziua, bine v-ați venit. Da, 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 da. Sărmâna. Dar este seducție sau este antiseducție? Că de aici se leagă tot. Dacă te iei după titlu, după mergi, titlu pe este, mergi pe B. Da. Să îmbrăca în foaie de cort. Întrebăm direct. Da, echipa. Ca să nu... Ca echipa. Să nu cumva să deruteze. Ce ziceți? B, toată lumea cu B-ul ăsta, adică mergea pe decență. Dar pe de altă parte e antiseducție și dacă intri ai țâțele mari și băi, uite-te aici, toată lumea ia, atenție la mine. Exact, ia uitați-vă aici, s-a terminat, da. Deci nu se mai pune problema de seducție, de nu știu. Acum vorbim business. Business, nene. Asta ce am zis la început, adică să dăm asta la o parte, uitați-vă și aici de secundă. Ați văzut? Hai, da? Că știu că hai să trecem la afaceri, da. Eu nu văd cu salopete lungi. Nici eu nu văd cu salopete lungi, dar că... uite, sunt și ei. Da, auzi că mai mult strigă A pe acolo, pe la mă, ce... Ia, care? Mâinile sus, B-ul, ia. Băi, m-ați omorât cu B-ul ăsta, cu așa? Salopeta. Ați văzut-o vreodată în salopetă? Toți, pe A mergem. Hai să vedem dacă e ăsta. Apasă. Aaaa! Băi, dacă e cu salopetele, dacă e cu vină. Salopete și ei sunt de vină. Dolly Parton este o mare cântăreață, producătoare muzicală, un autor de succes, actriță, femeie de afaceri și stăpânește 8 instrumente. Și cu toate acestea, 99 de bărbați dintr-o sută nu îi știu nicio melodie, dar îți pot spune imediat care sunt imari. Cu acest necaz, artista s-a confruntat toată viața, chiar și în cele mai serioase momente. Realizând că bărbații nu se pot concentra pe mai mult de două lucruri deodată, Dolly obișnuia să oprească întâlnirile de afaceri pentru a le permite un minut de holbat. După care, business as usual. Foarte frumos! Bine, mă! Bine, mă! Băi, dar cum s-a gândit, mă? Ce să mai, mă, dacă știi că e problema asta în drum? Hai să o rezolvăm, hai să rezolvăm, da. Dependență. 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 Urși polari devin foarte ușor dependenți de A. Băuturi acidulate dulci. Clar. Petre. Foarte clar. B. Pastă de dinți. Sau C. Ciocolată albă. Nu cred, mă, nu cred. Și un răspuns e adevărat. Cum au ajuns ei? Băi, nu se mai știe. Da, mă, că scotocesc în corturi, da, îți dai seama. Da, mă, exact, a ajuns unul, da, cu cortul și a zis, opa, pasta de dinți, ce e sucul ăsta? Nu, mă, pasta de dinți. E grea. Păi, e grea, Toni. Urși polari. De urși polar, da? Da. Urși polar, da. De fram. Acum, îi dai să bea ceva cu sifon, la revedere, s-a terminat. Hai, mă, orice suc acid. Păi la noi nu se dependeți de tomberoane, frate. Da. Și în partea exact, aia exact. Dezvoltă deci, și ei ce prind. Dar de unde au ei atâtea sucuri? Dar ce fac ei după ce dă de un suc acid? Dulcele de dependență, deci ar trebui să fie A sau ce? Pasta de dinți în niciun caz. Nu merg. N-are dulce. Nu. Dacă te duci la un urs, să-l speli pe prin absurd, nu-i dai pastă de dinți, îi dai ce ai tu prin buzunare. Glonți, ciocolată glonți sau... îi dai. La ursul polar alb merge ciocolată albă? Asta e, mie se pare băgat în ochi, este, știi, ciocolata albă. Dacă e la dietă, ca să nu-l vadă chestia. Măsa, da, albă, mă, ca soția, să nu știe ce mănâncă. Soția, da. Și o bagă prin blană pe aici. Așa, e o întrebare rasistă asta. Da, bravo. Ursul alb, ciocolata albă, nu-mi place. Da. Plus că dacă îi dai Black ciocolată power. Maro, adică culoarea ciocolății, e... o să creadă lumea că mănâncă altceva. Nu, ciocolata maro la urși brun. Ăștia dependeți. Urși polar la ciocolata albă. Atunci o fi băutura acidulată, dulce. Păi eu de unde să știu? Da? Că dacă aș ști, Toni, eram acum înainte. Dar stai seama cum râgâie ursul de la băutura acidulată, dacă rage cum rage. Râgâia focă. Stai să-i pun un băbăt într-o. Dacă ai fi urs polar, da. Ceea ce nu-i ce ți-ar plăcea să-ți dau eu ție dacă ne-am întâlnit undeva acolo, la Polul Nord? O bere, Toni, aș vrea să vă bere direct. Azi, așa ți-aș face. Bus. Mor după bere. Când eram mici, când treceau tirurile pe la șosea turcii, știi că așa de ce e la tiruri, treceau turcii cu tirurile, da, stăteam cu Mihai Curait pe marginea șoselei și le făceam semn. Să-ți dea ciocolată sau ce? Da, dar adică... ce înțelegeau da, săracii. Asta zic. No, și băgau mâna la parasola și aruncau de-astea, tipi-tip, dacă mai țineți minte, gumă de mestecat. Sau, da. Și aruncau sau gumă aruncau, pe geam. Sau aruncau din mers paste de dinți. Și asta e mult. Păi nu vezi asta urși polar cu tubul ăla, așa cum... Urși polar din Oltenia, ce-ar prefera? Pasta de dinți. Toată ziua. Exact ce-l preferă ăștia la alții. Poți să facă țuică din ea.
Și ne întoarcem la băutură. Păi ce carbogazoase îmi dai tu mie? Carbogazoase, da. Carbogazoase de dudă. Pasta de dinți așa e cea mai de nicăieri. Păi pasta de dinți nu poate da dependență. Dă-o încolo de polar? Dulcele de dependență. Am mai luat noi aspirină și era cu sânge. Deci hai să mergem, nu știu. Eu iau pasta de dinți, pe bune. Dă-mă pasta de dinți dacă vrei. Dar nu așa, ca vreau să fii convins. Nu, eu nu mă bag. Eu pe tine te ascult. Focul bine. La ei, frate, focul la focul ei. Bă, pasta de dinți. Și o să vedeți că de fapt răspunsul corect era dependență. Lasă-mă să văd. Dependent de ciocolata albă poate deveni oricine. Dar la urși n-a fost semnalat niciun caz până acum. Băuturile acidulate, indiferent de gust sau de aromă, nu sunt trecute în meniul ursului polar. S-a constatat, în schimb, că după ce turiștii se spală pe dinți, apa scursă este linsă imediat de patrupede cu o frenezie greu de descris. Așa că, acum știți, dacă dați nasul cu un urs polar, aruncați repede cu un tub de pastă de dinți spre el. Nu știm dacă scăpați, dar măcar va avea o respirație proaspătă. Ia uite, uite cum îi lucește Calina! A simțit. Nu. Așa. Hai să vedem. Bun. Costi și Mugur, frate, ce joc? Domo, a zis domo. Că să luăm pe Japonia, să mergem domo la... Arigato. Da, domo arigato. Hai să mergem acolo, că e prăpăt. Hai să vedem. Să ne distrăm. Da, vreau acolo, vreau acolo, vreau să văd ce pe insula acolo. Japoneză, Yakushima. Yakushima. Macaci au învățat să călărească pe căprioare, bun, îngrijindu-le în schimb blănița. Macac pe tine. Bă, își duce bătrâneție ultima broască țestoasă cu carapace fosforecentă. Fuji, Takona se cheamă. Sau ce? Ploaia are picături mov negre în perioada în care se coc afinele, dudele și murele. Băi, eu am zis că îmi place prima cu macac pe căprioară. Da. Băi, ești nebun. Un macac pe căprioară. Nu. Băi, dar știi ce e frumos? Măcaci-aș gura. Ei sunt călare acolo pe căprioară, da. Și limblănița, știi, ca să... Da, da, au grijă. Au grijă. Stai fata, stai fata mea, că uite, ai ceva paradis. Ce îmi place că au botezat ultima broască țestoasă cu carapace fluorescentă. Da. Stai seama că a trăit săraca de la Fukushima de acolo. E un fel de că broască țestoasă licurici. Păi de ce ar fi fluorescentă broască țestoasă? Păi de la Fuji Takona. De la usturoi. Eu aș merge pe macac pe căprioară. Pe insula japoneză sunt niște macaci. Nu știu, dar sunt, vor trăi macaci. Dar văd asta cu macacul care stă și zice, mă duci pe mine până la următoarea intersecție. Are grijă băiatul, are, face curat frumos. La locul de muncă. Da. Dar dai seama care aplicație. Da, căprioare. Căprioare.com. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de căprioarele astea aici, la pe la insula macac? Asta. Da, nu știu ce să zic. Cum? Eu combinat. Dar pe de altă parte, ca... ploaia cu picături mov negre. Deci, asta băi, era asta mai, e frumoasă. Era eu mai bună cred la că asta e, cred că asta că e frumoasă. E... Macacul călărind căprioara e cam... Am văzut căprioara călărind macacul. Da, știi? Dar fii atent, ploaia care are picături mov negre în perioada în care se coc afinele... dudele și murele. E frumos făcut. Eu zic să ne întoarcem în Oltenia. Ce culoare are ploaia? Ce culoare are ploaia când se coc afinele acolo? Are, nu știu ce culoare are, dar are un gust de țuică. Deci, ăștia fac țuică din Oltenia. Că totul până acum se leagă de Oltenia. Da, totul se leagă de Oltenia. Deci eu aș merge pe fructe de fermentație. Uite, vezi, am sugerat. Hai, da. Care? Și cine ce, eu ce cine câștigă și alege? Tam, tam, ha. Hai, încă o dată. Așa o țineți. Te-am bătut. Ai luat, nu cred, am luat și eu. Să vedem răspunsul corect la domnul Arigato. Nu știu, am zis și eu așa. Dacă vă aflați într-una dintre cele 6852 de insule ale Japoniei și începe o ploaie cu picături altfel decât le știți, urcați-vă în primul tren, avion sau microbuz și plecați acasă. Culoarea dubioasă poate fi doar de la o atmosferă foarte poluată, nu de la niște amărâte de afine. Pe ploaie ieși țestoasele, dar broasca Fuji Takona nu, pentru că nu există. Dar biologii au confirmat că doar aici se întâlnește o ciudată simbioză între macaci și căprioarele Sika. Primii se folosesc de cele din urmă ca de niște taxiuri, iar la schimb oferă coafură și masaj. Maimuțe! Da, mă! Da. Ați rămas cu 1000 de lei. Dar nu ai văzut totul pe asta, că plouă cu picături negri. N-am văzut-o. Am apăsat la mișto. Da. Pe cuvântul meu de onoare. Sau nu știu ce vreți, vrei să luăm surpriză, că noi nu știm ce e. Ca să nu mai avem. Surpriză. Nu știu ce e, nu mai avem. Gata. Surpriză. Domeniul surpriză. Domeniul surpriză. Bine pe tot. Prima bandă desenată din lume a fost publicată în Japonia pe la 1300 și era intitulată Marele Învățător Onizuka.
B. Era conceput acum 3000 de ani în Egipt și era despre șoareci și pisici? Sau era descoperită în Bahamas de Christopher Columb imediat după ce a ajuns în lumea nouă? Prima bandă desenată din lume. Băi, stați puțin, măi, băieți. Acum 3000 de ani în Egipt. E simplă. Da. Simpla, da. Mersi simplu. Mult. Exact ca și cum acaci. A fost da. Descoperită la toaletă deci de mine în 1972. Păi ăștia-i văd. Păi ăștia-i văd pe japonezi, că ei sunt destul de... Cu miniaturile cu, alea. Da, cu desenele da. Manga. Pe papirul pe aia, da. Onizuka. E fezabil. A, e fezabil. E și B e fezabil. Ce nu e fezabil? De ce? De ce? Păi Bahamas, ce? În Bahamas oamenii fac plajă. Poate e fezabil. În Bahamas sunt olteni. Erau indieni, amerindienii. Da, oltenii mă, din Bahamas. Oltenii din Bahamas, da? Oltenii din Bahamas. Hai să ne gândim. Sincer, dacă ar fi așa, pe câtă logică am eu... Au mi s-ar părea cel mai... Zici? Mie mi s-ar părea, nu zic că ăsta e. Acum, pe de altă parte, și în Băi, Egipt... ce acum... bandă desenată poate să fie inspirată de marele învățător Onizuka? Pe bune. Aia de la poliție, nu treceți... Aia da, de bandă cross, desenată. Do not cross. E bandă desenată, do not deci, cross. Dacă e vorba despre șoareci și pisici, e altceva. Da, știi Tom ce și Jerry. Deci ne apropiem de începuturile de Tom și Jerry. Desenele animate. 3000 de ani. Au fost inventate de egipteni și acum 3000 de ani. Sub formă de desene, animale, s-ar putea să fie o capcană. Dar oricum e o capcană. Și te trezești că e ceul valabil și că e Bahamas. Bahamas. Înnebunești. În Oltenia, ce fel de benzi desenate citesc oltenii? Dăltuite în piatră sau pe hârtie, desenate pe hârtie? Distilate. Toate drumurile aduc acolo. Desenate pe stilă. Nu, desenate pe etichete. Bine, hai să luăm noi ceva. Hai, luați ceva. B. B. Răspunsul corect este... Primul volum ilustrat din lume este Cartea celor două căi, un foarte serios și sacru ghid al lumii de apoi, apărut acum 4000 de ani în Egiptul Antic. 1000 de ani a durat până a apărut și prima bandă desenată pentru civili, creată, se pare, de artiști care împodobeau piramidele din Valea Regilor. Din original mai rămân doar fragmente găzduite de Muzeul de Istorie din Brooklyn. În ele apare un șoarece pe post de nobil. Servitorul său, o pisică, precum și mai multe rațe, în lesă. Da, bravo! Egipteni, egipteni, băi! Bravo, Tony! 1500 de lei pentru echipa lui Tony Grecu și a lui Cosmin Adandicu s-au distanțat deja față de voi. Mugur Mihăescu și Constantin Diță, ce jucați? Veniți din urmă, mă, nu-mi fac griji. Ce jucăm? Ce poker? Vrei? Ce să jucăm? Nu știu, hai să luăm sus jos. Sus jos? Sus jos vă dau. În Singapore, lifturile sunt supravegheate de poliție cu ajutorul senzorilor pentru detectarea A. persoanelor în stare de ebrietate, B. mirosului de urină sau C. substanțelor interzise eliminate prin transpirație. C. toate trei. Lifturile sunt supravegheate de poliție cu ajutorul senzorilor. Am fost în Singapore. Poți să te duci la un bar, ce, nu mai poți să iei liftul. Te împing aia pe scări în jos. Haideți da, să vă dau un hint. Ăștia merg cu liftul câteva minute bune, că au clădiri înalte. Și acum dacă nu te mai poți ține, și zici, fac aici la colț, nu mă vede nimeni. Cu ce supraveghează da. Poliția lifturile în Oltenia? Știi ce nu înțeleg eu la treaba asta? Poliția toate s-au raportat... nu supraveghează lifturile nu în Oltenia. Nu există lifturi în Oltenia. Pentru că nu există liftul în Oltenia. Cum detectează că ești vat? Adică e o chestie... Ai văzut când te oprește poliția? Da, sufli în chestie. Și aici au ceva pe miros, pe... Au o sau pe ascultă. Păi dacă cum ar detecta altă transpirația? Dacă e singur... Pe bune, adică să nu mai poți să mergi cu liftul că ai băut un pahar, mi se pare aiurea. E treaba lor, că ăștia iar... Nu cred. Acolo. Nu? Dar și mirosul de urină tot așa? Cu... Urină sau... Da, probabil. Poliția stă... Asta, cu transpirație. Că la Singapore îți dai seama... Cu pipilica? Mirosul de... Da. Faolo, și cum îți dai seama? Ei sunt obsedați de curățenie, știi? Da. E ori cu transpirația, ori cu urina. Da. Una din două. Păi cum să faci în lift? Ei, cum? Băi, cum s-a mai întâmplat cazul? Se întâmplă, se adevărat. Face în berceni, în titan, în balta dar albă? Dar n-ar fi mai bună o cameră, eu, ceva? Eu cred totuși că ăștia fiind zona toaletă, aia... La toaletă. Da, corect. Aceea zonă cu Indonezia și cu ăștia sunt răi pe droguri. Da, pedeapsă cu moartea, te bagă. Dacă fumezi un joint, nici nu știi când mori. Dacă nu transpiri, ce faci? Da, dacă la Singapore ești la ecuator, în puii mei, eu zic că ei au prevăzut treaba asta. Pur și simplu ridică temperatura la un 40, a intrat în lift.
Hai, de fapt, hai, m-au prins. Aole, lifturile sunt cuptoare, de da, fapt, de nu? Da, de fapt, mici cuptoare. Mai bine atunci... o iei pe scări, frate. Deci, frații mei, suntem panicați pe zona asta. Hai să mergem pe transpirați. Hai să mergem pe transpirați. E bun. Hai să vedem răspunsul corect. Petre Căreții pot merge liniștiți în Singapore. Dacă ai sărit calul cu halba, nu pățești nimic în lift. Dacă ai consumat substanțe interzise, transpirația nu te dă de gol. Dar lifturile din Singapore sunt echipate cu așa numitele DDU-uri, adică dispozitive de detectare a urinei. Avertizare de călătorie. Dacă vă aflați în Singapore și simțiți o nevoie feroce în lift, bine ar fi să vă țineți până jos și să apelați la varianta colțul blocului. Altfel, aceste dispozitive blochează liftul și sună direct la poliție dacă simt izul. Să nu ziceți că am nu suntem fair play, nu? Am da. Avut, este o muncă în echipă. O muncă în echipă. Ce luăm de acolo? Noi? Leopardon. Leopardon? Leopardon? Nu. No, ei no, de la leopard? Nu. Sau... No. Hai să luăm vânzători. Da? Da? Hai. Vânzătorles. Hai da. Să vedem. Primul dispozitiv automat de vânzare produse din lume a apărut în Verona la 1400 și vindea măști pentru bărbații care mergeau pe ascuns la bordel. B. Anul 1207, inventat de un savant scund, sătul că vânzătorii îl priveau de sus. C. Secolul 1 după Hristos și oferea apă sfințită contra cost. E, da. Păi, dacă vreau să mă duc la bordel, la ce? Eu am masca cu mine, nu mă vede nimeni. Atunci. Atunci, la 1400, vindeam măști pentru bine, la Verona. Ce să-ți spun? Te ascundeai. Nu erau... Să nu... Era o chestie de societate, băi. Nu erau telefoane mobile cu care să faci poze... Nu, dar recunoștea fata și după și aia vorbea în cartier. După zicea, aia. Ai auzit de Cutărescu? A fost la... Da. Nu. Mă, nu poți să știi. Apa sfințită contra cost nu se poate. Apa sfințită nu e contra cost. Nu da. Se vinde aghiazma. Da. Pe bune. Dar aici poate că exista lumânările atunci. Se vând. Aghiazma inventată deci la noi. Deci automat de lumânări, da. Automat de lumânări, bravo. Da. Da, dar eu cred că asta, la 1200, un savant scut, a zis, ce mă priveți voi de sus, mă ia când da, fac. Da, dar ce ai inventat? Ce, ce un ai... aparat care îți dă orice. Hai, mă. Dacă zic, eu am fost. Nu știu. Cea mai mișto așa e aur. Dar chiar a fost, știi că e acolo. Cea mai, și da. Mai aproape de... E cea mai, cea mai... romantică, e așa, da. Se potrivește cu Italia, da, da cu perioada respectivă. Bordelul de când lumea... De dinainte a aghiazmei, ca să zic așa. Da, dinainte de, da, corect. În Oltenii acum merg la bordel Oltenii. Cu mască sau fără mască? Beți. Beți. Beți, ca să nu ții minte, corect. Corect. Zi mă, Toni. Ce luăm noi aici, că ce luăm te noi duc aici? În vacanță în Oltenia. Că să luăm beu? Fascinat. Nu, eu aș lua au. Au? Așa aș lua eu, acum... Ziceți, oameni buni, ia ziceți. Vete. Da? Mergem pe logică. Fiți atenți că Bobonete n-are nicio logică în emisiunea asta. Da, da, da. Hai. Haide, să hai. Vedem. Ați luat taul și răspunsul corect la vânzătorile este... Pare greu de crezut, dar apa sfințită a fost primul produs comercializat cu succes cu ajutorul unui automat. Evident că sunteți interesați de principiul de funcționare. În primul rând, nu se putea plăti cu cardul și nici cu telefonul. Cei drept nici nu existau. Clientul băga moneda, ea cădea pe o pârghie care o ducea lent spre încasare, timp în care dopul de la celălalt capăt permitea eliberarea unei anumite cantități de apă sfințită. Dar banul, banul zic eu, nu era ochiul dracului. Da, bravo, bun, cu tot respectul. Aia este. Vezi, noi ne-am dus pe... Vezi, logică, pe alea, pe alea. O luăm să mergem și noi cu... Da, mă, tu da să mergem. Ne-am dus la bordel ca nebuni. Ce jucați, Costi și Mugur? Imediat. Leopardon sau securitate? Leopardon. Leopardon. Ajutăm. În India, atacurile leoparzilor asupra oamenilor au crescut alarmant pentru că... A. Din ce în ce mai mulți indieni se căsătoresc cu europence... B. Indienii tratează vacile cu diclofenac. Sau ce, la radio se difuzează din ce în ce mai multă muzică K-pop, adică pop corean. Doamne ferește, băi, nene. Deci, din ce în ce mai mulți indieni, da, asta e chestia. Sunt mai multe europence și atunci... Leopardul e gelos pe da, europence nu, sau ce? Nu, cred că îi place carnea de europeancă. Ah, în sensul ăsta. Indienii, dacă mănâncă picant...
Nu prea. Da, în India. Ai dreptate, da, bravo. Are și gust are carne. Mănâncă și n-are gustul de curry. Exact. Așa au venit europenii care mănâncă mai mult cartofi. Exact, e în altă zonă. Da, ai dreptate. Poate numai fi. Că nu spune ce atacă pe europeni ce sau pe indienii care se căsătoresc cu ei. Îi mănâncă pe amândoi, de. Toni. Ah, ok. Da, așa e el de supărare pe ea de gust. Bravo ție. Așa. Mai e o vrăjeală aici. Yes. Că indienii își tratează vacile cu diclofenac. Da, da, te duci la B. Îți dai teama că vine indianul, tratează vaca cu diclofenac? Da. Ai, mă. Și dacă tratează vaca cu diclofenac, leopardul, vaca nu mai e bună. Nu mai e bună. E atras de mirosul transpirației vacii care... Că tocmai că nu-i place diclofenacul. Poate leopardul. Nu poți. Dar ce boală trebuie să aibă vaca să fie tratată cu diclofenac? Exact. Păi și eu știu atunci... de ce tratează, ca să nu mănânce leopardul. Care are probleme de reumatism la genunchi? La vacă nu mai mănâncă leopardul și îl mănâncă pe da, el. Da, da, are probleme cu articulațiile, da. Vaca. Și da. El tratează vaca cu diclofenac, sure. Leopardul e... Pa, vaca la ei. Mă, bateți câmpii, mă. Păi, de asta suntem aici. E asta cu radio atunci. Coste. E la modul, e muzica aia la radio, K-pop ăsta. Nu mai suportăm. Și faulă, nu. De, unde sunt indienea? Te mănânc. Unde sunt indienea? De unde vine muzica? Da. De unde vine muzica asta, că-l mănânc? Pe partea ilaltă, ca să tratezi vaca cu diclofenac, vaca fiind sfântă, cum te duci tu la sfânta vacă și o întrebi? Tu o vezi întrebi. Că... Imagi merge... diclofenac cu apă sfințită în automatul ăla de la... Da, bravo. Tan, tan, la... Diclofenac? Da, tu o vezi pe ea a... că merge și tragi un picioruș după ea și zici, opa, s-a îmbolnăvit. Ori cu sfânta, ori cu au. Cu... Care sfânta? Deci cu sfânta vacă. Sfânta vacă, ori cu au. Cu ce nu cred că mergem cu muzica chiar mi-a în halul ăsta. Mi-a plăcut asta de isotul cu beu. Vorbesc serios. Tratezi vaca și leopardul vine și oh, e tratată toată cu diclofenac. A, miroase... Ia-mi-o indianule încoace. Da, știi? Miroase a diclofenac. Da, mă, e beu, mă, cu diclofenac cu ăsta, mă, băiatul. Ce știi? Ia vine un încoace. Să duci în casă. Băi, dacă din graj și intră în casă peste indieni. Hai, frate, echipa, avem valoare, apasă tu. Am plecat. Diclofenac all day și eu tot pe asta aș fi luat. Beul, răspunsul corect al leopardon. Este. Bine. Efectul fluturelui se referă la urmările neașteptate ale unei acțiuni mărunte. De exemplu, indienii își tratează vacile cu diclofenac. Când vacile mor, se transformă în hrană pentru vulturi. Diclofenacul e otrăvitor pentru aceștia, iar fără, populația de câini sălbatici explodează. Leoparzii vânează câinii sălbatici și cu așa o hrană bogată, rasa lor înflorește într-un ritm alert, punând în pericol viețile oamenilor. Morala, nu dați diclofenac la vacă! Ai înțeles, mă? Bine, mă! Ați înțeles cum era? Bine, ce legătură! Treaba era cum, că ce? Că zici că n-are cum, dar e aici că vaca moarte e mâncată de vulturi. Vulturii mor. Nu, vulturii sunt mâncați de câinii sălbatici. Vulturii sunt mâncați de câinii sălbatici? Ăștia mănâncă câinile sălbatici care au diclofenac și de la diclofenac se mulțesc mai repede ei. A, și atunci înțeleg. A devenit mult mai mulți populația de leopardi, mănâncă, atacă oameni. Da, da, corect. Băi, o vacă cu reumatism, cum face? Scrie clar pe uita, ea, vacă. Așa face. Nu, scrie vacă. Au, ce mădare! Ai văzut? Hai. Ai vrut să vezi. Uș lua de 3 ori mai mulți virus de pe site-uri religioase decât de pe cele XXX. Eu n-am văzut o om în vârstă să pupe ecranul, pe cuvântul meu. Cum să nu? Depinde ce e pe ecran, nu te arunca. De-aia ești tu slab așa, mă. Milf smerit. Nu că mă uimează, sunt prieten. Cu toate astea, ce crede? Răspunsul corect este că niciodată, dacă ești astronaut, să nu aduci... Pe spația stațială. Pe spația stațială, să nu aduci niciodată... Băi, nu cred. Frate Stoltean, mă scârcesc. Înțeles. Bobo, dă-ne și ultima întrebare ca să... Care vine din domeniul securitate. Jucăm securitate, hai. Ultimul domeniu. Conform unui studiu efectuat de o companie de referință în domeniul securității IT, a... Puș lua de 3 ori mai mulți virus de pe site-uri religioase decât de pe cele XXX. B. Cele mai utilizate parole din România sunt 1111, adică 8 de 1, parola 1 și maimuța. Sau C. E-mailurile cu oferte turistice sunt cea mai comună formă de furt de identitate. Ah, Doamne! Toate trei. Mai ce băi, bine ce e aici. Hai să vedem. A. Dar este vreo logică? Pe, da, toate atent, cine intră pe site-ul religios? Oamenii care sunt, să zicem, în general mai în vârstă, care nu se pricep neapărat la... Oamenii mai în vârstă nu prea intră pe site-uri, intră în biserică. Corect. Da. A? Te învață nepot, nu unde te mai duci, mă, acolo, mai ales acum în perioada asta. Uite aici, site. Și eu n-am văzut om în vârstă să pupe ecranul, pe cuvântul meu. Cum să nu? Nu, că nu găsești. Depinde ce-i pe ecran. Depinde ce-i pe ecran. Nu te arunca. Păi de ce dacă intri pe un site ăsta religios și ți arată... De la o vârstă, pup și ecranul. Moaștea, Sfintele Moaștea e...
Eu aș merge pe ăsta, doar din experiență, așa. Eu vorbesc cu Tony despre ecrane, lasă-mă că mi-a dat niște chestii foarte bune. Eu cred că găsești și pe site-urile XXX Măicuță sau Călugărițe, eu știu sigur. Da? Da. Sunt. Categoria... Toți Măicuțe sunt, Tony, tot smerite. Călugărițe, smerite. Sunt foarte frumoase, frate, ce aveți? Ala de pe XXX. Bineînțeles. Milf smerit. A, nu, Milf că smerit, ce bună e asta. Ți-a zis un prieten. Mi-a zis un prieten. Da. Mi-a zis un prieten, dar da, nu că mă uit eu. Mugur nu se uită. Băi, bună, da. Le rup în două. Omul are experiență când stai în Delta câte 9 zile. De vezi doar știu că râme și momițe, dar la ce să... De-aia ești tu slab așa, mă, n-ai nicio treabă. Eu și beu ăsta-l văd. Da, da, mai pentru curând că... beu pentru că este plin de prostie. Adică da, e... adică, bă, parolă, ce ta, mă, ca să țin minte ce fac? Pac, trebuie să-ți conțină 7 caractere. Da. Asta cu bă, o să râdeți, dar eu chiar că e în emisiune, dar vă spun, eu am peste tot parola mea. Parola mea, da. Da, s-o schimbi și tu, acum că a auzit toată lumea, schimbi și tu parola ta, ca să nu... Nu, o să schimb să o bag a mea parolă. A mea parolă, bravo, da. My password. Sunt toți. Da, da, o uiți în două zile. Adică maimuța... Da, uite, adică asta o văd cu 1-1-1 și parola 1. Dar maimuța? E, cred că de la coada de maimuță, de la Arond. Da, mă, uite, se poate asta. Cred. Eu aș lua asta. E vorba de 7 caractere. 7, da. Și e-mail-urile cu oferte turistice sunt cea mai comună formă de fur de identitate. Și asta poate fi că se tot intră pe oferte de astea turistice și tot felul de site. Da, și le dai la accesește întreabă. Îți dă, pe nu, îți dă numele, na, ca să pleci să... Dar eu cred că asta. Băi, sunt... hai să luăm au, eu zic. Eu zic că, da, ori aur, ori bleu. Să o luăm. Hai atunci. Să, măcar hai n-am să distrat, hai. Băi, ați luat aul și răspunsul corect era de fapt la băi, securitate. Băi, mă, glumim, nu știu nici eu, că nu le-am notat. Mulțumită directivelor europene, ofertele turistice primite pe mail sunt de cele mai multe ori curate, iar cele mai comune parole de la noi sunt data nașterii și prenumele. În schimb, site-urile religioase sunt printre cele mai vulnerabile în fața virusilor. Explicația pare simplă. Site-urile pentru adulți sunt afaceri serioase, cu mulți bani la mijloc și cu securitate de top. În schimb, cei care construiesc site-uri religioase au de cele mai multe ori de partea lor doar bune intenții și rugăciuni. Bravo! Ați luat! Deci, aveți 2000 de lei și am ajuns la întrebarea finală. Voi aveți 1500 de lei și acum o să vă rog să pariați o sumă pentru că urmează întrebarea finală care vine din domeniul gravitații. Avem 20 de secunde la asta. Gravitații? Eu zic să mergem așa. Oli? De ce poți să faci? 750. Frate Stoltean, mă zgârcesc. Mai mai finuț așa. Mă zgârcesc la banii lor. Am înțeles. Costi a pariat, cu Bucur ați pariat, voi ați pariat. Aveți 20 de secunde din momentul ăsta, de când termin întrebarea, să răspundeți la... să dați un răspuns. 20 de secunde. Atenție. Ce domeniu ești? Domeniul gravitației. Așa, scuze. Ce nu au voie să aducă astronauții pe Stația Spațială Internațională? A. Nu au voie să aducă pixuri. B. Nu au voie să aducă copii ale filmului Armageddon. Sau C. Nu au voie să aducă pâine. Nu au voie Ai vândut de secunde. Voi, Tony, nu fii atent că mai avem 5 secunde. Ce crezi că e? Ce? Pâine, nu? Ce? 10. Păi dacă ghiți și ne par... ce dacă? Dacă te-au pariat, depinde cât te-au pariat. Da, poate... Da, nu? 3! 2, 1, gata. Adică auzi că digestia nu e da. Încă nu mai pasă. Da, ce sență, mă? Corect, corect. Nu. Corect, corect. Hai să vedem. Că... Lasă să vedem. Că și voi tot la fel ați pasă. Costi și Mugur, a ales variantă de răspuns. Ce variantă ați ales? Pane. Pane. Ce? Pâine. Și ați pariat totul sau nimic? 1500 de lei? Todos. Ok. Iar Toni cu Nathan Dico a ales ca variantă de răspuns. Tot pâine și a spariat suma de 1501 deci, leu. Am câștigat, nu? În principiu, da, că da. Băi, acum copii ale filmului Armageddon... Ai, pe bune. Nu înțeleg de ce te-ar fi deranjat. Da. Pixuri? Dar clar că pixuri și pâine... acolo e. Păi hai să vedem care e. Pâine, pâine că n-au, are bacterii. Da, există o explicație.
pixuri. N-ai avea voie să aduci pe stația spațială, pentru că de la efectul de antigravitație și de la lipsa gravitației pot pluti și la un moment dat nu știi cum te întorci și ți intră la ochi. Nu e așa. Să ne putem pupa. Sau te așezi pe scaun și pixul fiind fără gravitație stă în sus. Nu, și... mă, e pâine, mă. Ascultă, să vedem. Hai că eu vreau să mă pup cu Toni. Hai că ne-am pregătit să ne pupăm. O logică pentru A și C avem, dar pentru B chiar nu există nicio logică și cu toate astea ce credeți? Băi, nu cred. Este ceu. Amă zi! Răspunsul corect este, este că niciodată, dacă ești astronaut, să nu aduci pe spațiu... Pe spația stațială! Pe spația stațială! Pe spația stațială! Să nu aduci niciodată... Ce? Pâine, răspunsul corect! Toni? Toni și Natantinu câștigă! Mugur câștigă experiență, presupun! Contează! V-ați distrat, presupun. Cum să nu te distrat? Hai mă, că a fost bine. Foarte fun. 85 de lei, 4 fiecare dintre voi. Bravo, ce Cosmin! Bravo, Toni! 85 de lei pentru fiecare a adus acolo. Asta a fost ediția de astăzi. Bucur, Mihăiești! Toni Grecu, mulțumim foarte mult! Încă una, vă rog. Dar rămâneți cu noi, o să ghicească cel puțin un răspuns corect. Măcar una, mă, să vedem ce pare ea la final. Foarte bun joc. La toaletă. Se duce la toaletă. Unde se duce? La toaletă. Începe. Toaletă. Da. Se ridică. L-ați chemat pe Iurin Travel. Sunt aici pentru voi. Faceți pe mine. Poate le face roșilor de un bănuț azi. Hai mă, hai frate, hai să facem, frate. Hai să fim nebuni. Hai mă, spun puțin și tine, nevastă, pe tine. Nu, mă, mă. Nu, mă, mă. Tot ce trebuie să facă un pui de dihor pentru a fi înfiat de o curcă. Mă, s-a plecat la muncă în Italia și am rămas pe stalu. Băi, un dihor între... A, nu e dihor, mă, că uite piuie. Și măsa proasta e fratele vostru. Ceala. Genul de întrebare la care nu-ți pare rău că n-ai ghicit răspunsul corect. Da, bă, da. Te șochează.